Mauno Koivisto, douăzeci și cinci noiembrie, mie 90, 20 și 3 în Turku, Finlandia, a fost mort 12 mai 2017 în Helsinki. A fost președinte al Finlandei 1982 a 1994. A fost de asemenea prim ministru al Finlandei 1968 a 1970 și 1979 a 1982. A fost primul social-democrat ales președinte.